Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la emisiunea Rotisorul Politic aici la Radio Transilvania Zalău, la microfon Daniel Săuca. Astăzi stăm de vorbă cu domnul Romeo Benc, vicepreședinte PDL Sălaj, candidat din partea ARD pe Colegiul 3 deputat Jibou, și domnul conferențiar dr. Avram Fițiu, candidat propus de PNCCD din partea ARD în Colegiul 2 Senat Jibou Zalău. Bună ziua și bine ați venit pentru prima dată la emisiunea noastră. Bine v-am găsit, domnul Săuca, pe dumneavoastră și pe ascultătorul nostru. Bine v-am găsit. Ați luat decizia să candidați, sigur nu suntem în campanie electorală, suntem în așa numită perioadă de pre-electorală. Sigur că aveți multe de spus. O întrebare clasică: de ce v-ați gândit sau de ce vreți să candidați sau ce vreți să schimbați, ce nu vreți să schimbați și așa mai departe. Vă rog, domnule Benc. Domnul Săuca, în primul rând m-am hotărât să candidez la funcția de deputat pe Colegiul 3 Jibou cu un gând bun pentru cetățeni. Sigur, de-a lungul experienței mele politice am avut timp să observ, să supraveghez activitatea și comportamentul celor care au fost înaintea mea. Bănuiesc că vor fi cei care au fost înaintea mea. Și nou mandat să reprezint eu Colegiul Jibou pentru funcția de deputat. În primul rând, repet încă o dată, candidez cu gândul la cetățeni și la oamenii care sunt în Colegiul Jibou. Nu întâmplător am ales și am fost desemnat, de fapt, în Colegiul Jibou printr-un vot al organizațiilor de pe Valea Stormeșului și de pe Valea Almașului, care sunt parte componentă a Colegiului Jibou. Eu, deloc de jumătate din partea tatălui, mă trag din Comuna Rus, satul Fântânele, deci mă leagă ceva de aceste meleaguri și ca și proveniență. Din 2008, din 2004 lucrez la Direcția Silvică Sălaj, sunt inginer la Direcția Silvică Sălaj și cunosc absolut toate localitățile din acest colegiu. Deci nu există localitate în care să nu fi fost măcar o dată cu problemele de serviciu. După cum dumneavoastră știți, Colegiul Jibou este aproape eminamente agrar și silvicultural, să zic așa, deoarece pădurea are o pondere însemnată pe Valea Someșului și pe Valea Almașului. După cum dumneavoastră știți, silvicultura este direct înrudită cu agricultura, cu satele românești de pe Valea Sălajului, de pe Valea Someșului și Almașului. Și sigur că de-a lungul timpului, având legătură directă cu cetățenii, prin discuții, prin observații directe, părerea mea este că cei care au fost înainte și care au cam dus România, parlamentarii noștri, au cam uitat, după ce au băgat în buzunar mandatul de deputat sau de senator, de cei care i-au trimis, practic, în Parlament. Este părerea mea, sincer vă spun. Și părerea multora dintre oameni. Să știți că n-aș fi îndrăznit să candidez pe Colegiul Jibou, care, vă dați seama, e clar știut, este un colegiu care are o altă coloratură politică în fostele alegeri și în actualul mandat decât cel al PDL-ului și al Alianței Noastre România Dreaptă, dar oamenii, domnul Săuca, s-au săturat de clasa politică care a existat până acum. Este părerea mea, poate jignesc pe cineva, poate nu jignesc, asta sunt eu, trebuie să spun lucrurile directe. Deci, efectiv, vreau să schimb ceva în atitudinea și comportamentul parlamentarului față de cei care îl trimit în Parlament. Vă mulțumesc, domnule Fițiu. Doamne Săuca, eu sunt un sălăjan plecat de vreme din zona natală, la Cluj, dar viața mea și biroul meu este satul românesc în ultimii 20 de ani de zile. Și în satul românesc de 20 de ani, factorul politic n-a putut până acum să dea răspuns la o întrebare simplă pe care, și de bun simț, pe care țăranul român o pune, și anume: unde să-mi vând produsele, în ce condiții, la ce preț, într-un mod decent, pentru a putea stabiliza un venit pentru un agricultor român. Am venit în politică nou, n-am făcut politică până acum. Pentru mine politica are un istoric extrem de recent, 3 săptămâni de zile, pentru a putea intra într-un joc în care să ofer acest răspuns. Răspunsul mi este foarte clar, l-am formulat într-o carte care se cheamă Salvarea fermei țărănești, pe care săptămâna viitoare o lansăm la Zalău, miercurea viitoare. Și acest răspuns trebuie să ajungă la nivel legislativ și la nivel de decizie guvernamentală. Este vorba de o abordare extrem de simplă,
în care circuitele alimentare care duc un aliment de la țară la oraș trebuie să fie scurtcircuitate, să fie reduse, eliminând acele verigi intermediare care astăzi încarcă prețul unui produs alimentar. Este vorba de un sistem simplu în care decizia unui orășan din Zalău sau din Jibou poate să orienteze un act de cumpărare înspre țăranul român și nu înspre țăranul francez sau german, așa cum se întâmplă astăzi în Zalău. Astăzi, când cumpărăm un aliment dintr-un magazin românesc, știind că marfa din magazin provine în mare parte din țările europene, de fapt ajutăm un alt tip de agricultură și nu a țării noastre. Ei bine, vreau prin această intervenție politică să răspund la o problematică la prima vedere extrem de complexă, dar un fapt extrem de simplu, și anume, care sunt modalitățile prin care ferma țărănească din Sălaj sau din alte județe are o șansă reală de a rămâne în viață din punct de vedere legal. Când analizăm astăzi satul sălăjan, ce observăm? Că nu mai există ferme țărănești legale în care nu mai avem producția legală, în special în zona animală, că procesarea nu există în momentul de față ca și soluție care să poată aduce un venit complementar pentru un țăran, că vânzarea nici de cum nu este una directă. Deci, practic, am scos în istorie, pe lavița istoriei, țăranul român, în ultimii 20 de ani de politică. Ei bine, eu care am stat pe lavița istoriei 20 de ani de zile, după 90, 22 de ani, m-am hotărât să intru în politică ca să dau un răspuns pe care îl cunosc, vine din viața mea de pe teren, pentru a putea să-l formulez pentru această societate românească în care orășanul, în special în cazul în speță zălăanul, poate să întindă mâna printr-un parteneriat juridic cu țăranul român să ofere o șansă corectă pentru salvarea acestei ferme țărănești. Acesta este, de fapt, proiectul meu politic. Bun, candidat să sub umbrela Alianței România Dreaptă, o decizie înțeleaptă sau mai puțin înțeleaptă, să vedeți după votul din 9 decembrie. Cum vedeți această construcție? Domnul Săuca, personal, eu văd ARD-ul ca și o construcție a viitorului. În primul rând, a viitorului apropiat, pentru că pe noi, să știți că după toate evaluările internaționale, ne așteaptă un an 2013 extrem de greu. Sigur, măsurile de stânga sunt bune, dar atunci când este de unde? Alianța România Dreaptă este mișcarea tipic de dreapta în România. Noi, prin măsurile pe care le vom lua, dacă electoratul ne va trimite la guvernare, în primul rând vor fi cele de a produce bunăstare. Bunăstarea se produce prin locuri de muncă, domnul Săuca. Bunăstarea se produce prin cheltuirea cu chibzuința banului public și acolo unde trebuiește. Sigur, bunăstarea mai constă și în atragerea fondurilor europene, la care, vedeți dumneavoastră, suntem destul de, să zic odaș așa, e un cuvânt urât, suntem destul de nepricepuți, pot să spun, pentru că Uniunea Europeană ne pune la dispoziție o anumită cantitate de fonduri, noi suntem capabili să atragem 10%, 15-20%, din câte știu eu. Acolo, sigur că trebuie să fie oameni competenți care să se ocupe de aceste probleme. Dau un simplu exemplu. Aceste proiecte care le fac primarii comunelor și a orașelor, dar al comunelor în primul rând, care zac pe undeva, deci proiectul e bun, e eligibil, bun, a plecat la București, stă un an, doi, trei. De ce stă un an, doi, trei, domnul Săuca, acolo? Pentru că eu bănuiesc că nu există cineva care să se ocupe direct de acele proiecte acolo în Parlamentul României, care să le mai zgândare de când în când. Dom'le, de ce stă proiectul de aducțiune apei de la Comuna Cutare sau fondurile care se alocă pentru canalizare? Apa vine cu canalizarea odată, știm bine acest lucru, este incompatibil unul fără celălalt. Sigur că odată ce dânșii le fac, le trimit, nu mai este cine să le mai îngrijească, să se mai ocupe de ele ca să fie activate. Ei, asta îmi propun eu, dacă cetățenii mă vor trimite în Parlament, nu voi prea ținea eu cont de coloratura politică a primarului din Lozna, a primarului din dau așa pur și simplu de la Crasna, nu Crasna, scuzați-mă, de la Hida sau... De la Hida, sau care nu sunt primari PDL, deci nu... Bălan. Bălan,
Creaca, vreau să spun, domnul Săuca, Creaca, avem o mare problemă la Creaca, noi PDL-ul, din păcate. N-am reușit în mandatul nostru să ducem la bun sfârșit un proiect. O să aveți o problemă atunci, dacă nu țineți cu primarii partidului. Păi eu asta... Nu asta e problema fiecărui... Eu asta îmi propun, că odată ajuns parlamentar, să nu mai țin cont de coloratura politică a primarului. Deci proiectele trebuie derulate, indiferent ce coloratură politică are primarul, mă înțelegeți? Deci asta am vrut să spun, că mă voi ocupa absolut de toate problemele localităților, indiferent de coloratura politică. Pentru că parlamentarul, odată ajuns în Parlamentul României, nu este parlamentarul PDL-ului, Alianței România Dreaptă. Eu sunt convins că trebuie să fiu și parlamentarul celor care nu mă votează, nu? Și într-un timp foarte scurt să-i fac să le fie chiar rușine că nu m-au votat, mă înțelegeți? Ei, asta se poate întâmpla numai printr-un comportament normal și civilizat și ca să-ți dea interesul pentru comuna respectivă. Deci așa văd eu lucrurile, domnul Săuca. Pentru mine, ca și țăran, ca și profesor de agronomie, nici nu puteam să aleg o altă construcție politică decât una care este reprezentată în cazul meu și sunt propus de către PNCD, un partid țărănesc. În toată istoria omenirii, țăranii, că sunt țăranii germani sau francezi, votează cu dreapta din toată istoria omenirii. De ce? Pentru că ei fiind prin natura lor antreprenori, neavând angajatori deasupra lor, ei decid când se trezesc, cum își organizează ziua respectivă și ce rezultat au seara când se culcă. Deci, prin istorie, țăranii sunt oameni care vin dintr-o zonă de dreapta, sunt oameni care construiesc bunăstare, valoare adăugată. Deci, vrând nevrând, onoarea pe care mi-a făcut-o PNSCD-ul de a-mi... O parte a PNSCD-ului, în caz. În cazul Sălajului mi-a propus o partidul. Ei bine, onoarea care mi-a fost făcută la Sălaj de către acest partid, pe mine m-a bucurat foarte mult și cred că am un cuvânt de spus pentru a rezolva problematica cu care acest partid, dacă ne uităm un pic în istorie, s-a ocupat. Ei bine, constat în colegiul pe care l-am în fața mea, un colegiu în care țăranii sunt din ce în ce mai săraci și cu cât sărăcești în ultimii 20 de ani de zile un mediu rural, cu atâta din punct de vedere politic poate fi ușor omul să fie mai ușor manipulat. Ei bine, din punct de vedere politic, cred că am ales acea construcție politică care să ne permită să construim bunăstare în mediul rural. Pentru că, uitați-vă, sunt mii de ferme țărănești pe Valea Mașului, pe Valea Someșului, care în momentul de față nu mai au perspective în care copiii, milioane din țara asta, au plecat în Spania și în Italia, lăsând un spațiu rural complet deșertic din punct de vedere uman, iar oamenii care astăzi îi avem acolo au în momentul de față doi stârpi pe care își construiesc viața, pensia și subvenția. Ușor de prostit din punct de vedere electoral, din când în când, din 4 în 4 ani de zile. Nu poți manipula electoral o populație care este una stabilă din punct de vedere financiar, ceea ce nu se întâmplă, din păcate, în aceste două văi ale Someșului și ale Almașului. Ei bine, au nevoie acești oameni de răspunsuri extrem de serioase pentru partea de procesare, n-au abatoare, n-au puncte de transformare carne, nu au rezolvat problema laptelui, n-au rezolvat problema legumelor, a fructelor. Acestea sunt elemente care se pot rezolva. N-ai nevoie de bani de la Guvernul României când știi că astăzi în comuna Bălan, o comună oarecare din acest colegiu, intră între 300.000 și 700.000 de euro anual de la APIA, bani. E prea mult pentru a rezolva problema. Am nevoie doar de 10% ca acești bani să fie orientați din buzunarul care merge astăzi la consum către investiții pentru copiii lor în viitor. E bine, e vorba de decizii pe care deputații, senatorii, care reprezintă acești oameni, trebuie să le poată lua împreună cu primarii de stânga sau de dreapta, irelevant, contează că în această zonă ne propunem, ca și partide politice, să lăsăm în urmă oameni care să-și trăiască decent din munca lor. Ceea ce nu este cazul astăzi. Sărăcia Lucie, în care este Valea Someșului, în mediul rural și Valea Almașului, și nu numai, și alte zone din Sălaj sau din România, este datorată unei ignoranțe a factorului politic din toată zona politică, dacă vrem să fim echilibrați. În ultimii 22 de ani, din neștiință, din ignoranță, din varii motive. Ei bine, cred că am un răspuns, m-am spus, răspunsul este într-o carte, 20 de ani de zile ca să bat satul românesc, peste 1000 de sate, peste 1000 de seri petrecute cu țăranii din țara asta,
peste 100.000 de țărani în fața mea, în discuții față în față, pentru a înțelege necazuri și a-i da soluții. Sunt, cred că, pregătit din punct de vedere intelectual, din punct de vedere fizic și organizatoric, să pot oferi soluții pentru un colegiu electoral extrem de complex. Iar soluțiile pentru mediul rural, din păcate, ele vin și din alte zone. Orașul dă tonul pentru salvarea fermei țărănești. Nu poți salva ferma țărănească din comuna Bălan sau Dragu decât dacă consumatorul de la Zalău își orientează actul de consum înspre acei agricultori din aceste comune sălăjene și nu în altă parte. Pentru asta sunt în politică. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Rotisorul Politic, astăzi cu domnul Romeo Benc, vicepreședinte PDL Sălaj, și domnul Avram Fițiu din partea PNSCD. Ambii sunt candidați la alegerile parlamentare din 9 decembrie. Alegeri care se vor desfășura sub spectrul unui sistem așa numit proporțional. De fapt, ca în urmă cu 4 ani, nu s-a schimbat nimic de atunci. Și vom asista la o loterie și în Sălaj, sau mai ales în Sălaj, în sensul că aproape nimeni sau destul de probabil nimeni nu va reuși să câștige din primul tur cu 50% plus una. Asta că înseamnă că vom ajunge la redistribuiri, la celebrele redistribuiri, în prima fază pe plan județean, apoi la nivel național. Așa că, practic, sau nu neapărat practic, teoretic, toți candidații au șansele lor. Care vă sunt șansele? Sau credeți în ele cu adevărat? Domnul Săuca, dacă nu aveam acest crez cu adevărat că pot să obțin numărul de voturi necesare în Colegiul Jibou ca să intru în Parlamentul României, credeți-mă că aș fi, adică nu m-aș fi luptat pentru acest colegiu. Mă înțelegeți? Eu de origine sunt din CEU Silvane, dumneavoastră știți. Sunt președintele Colegiului Electoral CEU Silvane. Mi era extrem de ușor să stau acasă, ca să zic așa, în cehul, la Colegiul CEU Silvaniei, să fac pentru alianța mea, să fac, nu eu personal, niciodată nu voi spune eu am făcut, eu am dres, să facem cu echipele noastre electorale un scor bun acolo, 3.500-4.000 de voturi și, sigur, într-o conjunctură favorabilă, dacă vom intra la guvernare, să spun, domne, eu sunt unul dintre cei care am ajutat alianța și partidul, am și o pretenție oarecare să fiu băgat în seamă. V-am spus la început că am avut o competiție internă pentru a deveni candidat la Colegiul Jibou. Și dacă am intrat în competiția internă, credeți-mă că am în spate un număr de oameni care au încredere în mine pe Colegiul Jibou. Repet încă o dată, pe mine mă cunoaște lumea din anul 2004 cel mai bine în acest colegiu, pentru că prin natura meseriei am fost inspector la Direcția Silvică la Corpul de Control, 4 ani de zile efectiv am umblat în tot județul. Pe urmă, probabil că știți 100%, am devenit director al Direcției Silvice. Deci eu am pornit de la munca de jos, domnul Săuca. Am încredere în electoratul de pe Valea Someșului și am încredere foarte mare în electoratul orașului Jibou. Vă rog să mă credeți, eu am locuit în Jibou aproximativ 7 ani în viață. Am 47 de ani, de 7 ani din cei 47 de ani, i-am trăit efectiv în orașul Jibou. Am foarte mulți prieteni, am foarte mulți dușmani, dar eu am impresia și sunt convins că am proporția mult mai mare în favoarea prietenilor decât a dușmanilor. Și sigur că dumneavoastră a spus candidatura noastră este o loterie. Da, este o loterie, am simțit și simt în continuare că am o șansă și vă rog să mă credeți că voi juca cartea câștigătoare. Este o loterie pentru toți candidații. Pentru toți candidații, fără discuție. Pentru toți candidații, fără discuție. Domnule Săuca, am venit în politică pentru a-mi asuma un program politic. Și cred că clasa politică românească ar trebui să-și asume când vine în această campanie electorală programe de natură politică. Să aibă ceva de spus. Să ieșim din această zonă de anormalitate pe care o cunoaște România în ultimii 20 de ani de zile, în care în campanie asistăm la atacuri la persoană în loc să asistăm la o adevărată dezbatere de societate pe problemele pe care acest județ, acest colegiu, dacă e vorba de Colegiul 2 Senat Zalău-Jibou, le are. Eu am venit pe această bază, sunt constructor prin definiție și nu demolator. Am venit pentru a avea un proiect propus pentru sălăjeni și pentru zăloani din acest colegiu și pentru jiboani. Ei bine, sigur, ce spuneți aveți dreptate.
este loterie. Sper ca tinerețea mea petrecută la Marin, în Sălaj, unde din clasa 1-a până mâine, să-mi port un pic de noroc. Dacă mai adaug și faptul că tata a fost și hornar, se spune că hornari în viață aduc noroc, poate un copil de ciurdar și de hornar, fără să-mi fie rușine de două meserii care de regulă ții rușine, și am trăit traume deosebite la țară ca și copil de ciurdar, pe care sigur copiii, colegii mi le-au, să zicem, creat la un anumit nivel. Ei bine, cred că loteria sub această formă trebuie văzută în cazul meu. Dar dacă România își dorește normalitate și propuneri care pot fi argumentate din punct de vedere politic, în cazul în speță, pe subiectul alimentar pe care eu îl propun pentru România și pentru acest colegiu electoral, probabil că șansele se vor juca pe aceste două paliere. O să vorbim despre contracandidați, ghesuială mare, într-un fel, la deputați, să vă bateți cu domnul Nosa, nu? Da. Din partea UDMR este vicepreședintele, nu cred că contează UDMR-ul. Și din partea PPDD cu domnul Rus. Domnul Mitică Rus. Dumitru, da. Rus. Dumitru Rus, da. Celebru Mitică Rus. Iuliu Nosa, Romeo Benc, Mitică Rus. Cam acolo se va duce lupta. Da. Domnul Săuca, dacă mi-a spus această întrebare, trebuie să-l dau răspuns. Eu am un deosebit respect. În viața mea am fost sportiv. Am jucat fotbal 10 ani de competiție și eu niciodată nu mi-am subestimat adversarii, indiferent de ce calibru au fost. Chiar și când jucam în Cupa României și noi eram de divizia B sau C și jucam cu o echipă de la Popen sau de unde Dumnezeu știe, adversarul trebuie respectat. Dar sigur că în ceea ce privește pe domnul Nosa, pe domnul deputat Nosa, dânsul are două mandate. Nu vreau eu să fiu judecătorul celor activității din cele două mandate ale domnului Nosa, judecătorii vor fi cei care vor vota. Dacă domnul Nosa, în cei 8 ani de zile, a făcut lucruri bune, a avut întâlniri cu oameni, așa cum este bine unui deputat, nu? Doar oamenii te-au trimis în Parlament. A făcut și adres, a susținut proiecte, le-a inițiat, a vorbit în Parlament despre problemele oamenilor. Sigur că oamenii îl vor vota pe dânsul. Categoric eu în campanie electorală, probabil nu, 100% voi încerca să aduc la cunoștință electoratului ceea ce n-a făcut domnul Nosa atâta timp cât a stat în Parlamentul României. Le voi explica oamenilor și le voi spune ceea ce gândesc eu despre funcția de deputat. În primul rând, domnul Săuca, aleșii poporului, nu sunt stăpânii poporului, sunt vasalii poporului. Eu așa sunt instruit de acasă. Cineva, dacă te investește cu o funcție, tu trebuie să-i fii recunoscător și să-i respecti, cum să zic eu, acum probabil cineva o să mă acuze pe mine de prea mare populism, se rezolv problemele, domnule, că de-aia te duci acolo. Deci eu sunt unul dintre personajele județului care a rezolvat foarte multe probleme pe linie de serviciu în silvicultură, domnul Săuca, și de-aia mă apreciază unii oameni. Sigur, unii zic așa, domnule, bancul meu a fost și rău, a mai trimis pe 1, 2, 3, 4 prin justiție, da, dar mi-a făcut meseria domnul Săuca. Vă rog să-mi arătați unul dintre contracandidații mei care a luptat cu corupția în județul Sălaj sau la nivel național. Nu cred că o să-mi arătați. Eu am luptat, să știți, în domeniul meu silvic, vedeți statisticile de la direcția silvică, vedeți și ziarele și tot ce s-a mai întâmplat din 2004 până acum. Eu am fost unul care m-am luptat categoric cu corupția din sistemul silvic, pentru că acolo mă ocupam eu. Deci, sincer vă spun. Domnul Rus Dumitru, din păcate, nu-l cunosc. Am spus la începutul alocuțiunii celebrul Rus Dumitru. Da, este celebru pentru mine din ziare, din altceva. Nu este celebru, vă spun sincer. Dânsul a mai candidat pe colegiul Jibou. În cealaltă legătură. Sigur, domnul Săuca, cred că e timpul ca electoratul să nu mai privească cu atâta jind la oamenii cu foarte mulți bani. Deci părerea mea este categorică. Domnule, omul de afaceri trebuie să se ocupe de afaceri, să creeze locuri de muncă, să fie sprijinit de politici și așa mai departe. Mi se pare corect sau foarte corect ca mari oameni de afaceri, cum este domnul Rus Dumitru, să candideze la o funcție politică. De ce își dorește lucrul acesta? Pentru renta din Parlament? Întreb eu.
poate, care și dânsul programe, proiecte, de ce să nu facem. Domnul Săuca, un om potent financiar, cum eu nu mi-am dorit toată viața să fiu extraordinar de potent, eu mi-am dorit o viață normală, de-aia am și rămas în serviciul statului, putea să le facă începând din a doua zi, de când a pierdut alegerile trecute din 2008, să înceapă, să facă ce a promis în campania din 2008. Și vă dau garanție că de data asta oamenii difilau cu dânsul pe stradă. Dar a promite niște chestiuni în campania din 2008, știind că ești potent financiar, poți să faci, și a nu le face până în ultima lună, când peste 4 ani vine din nou campania electorală, sincer să fiu, nu cred că este foarte normal. Și oamenii care au un pic de cap pe umere, să știți că o să judece lucrul acesta. E părerea mea personală, eu nu vreau să jignesc pe nimeni, sincer, nici pe domnul Rus, că nu-l cunosc. Așa, îmi doresc să-l cunosc în campania electorală. Să vă cunoaște destul de bine. Așa, n-o să fac niciodată un atac la persoana dânsului, pentru că nu stă mie în caracter, dar sigur că lucrurile acestea trebuie să le spunem. O să trecem la Senat, Colegiul 2, contracandidați pentru domnul Fițiu, domnul Stanciu, fost membru PNC, de pildă, și din partea USL, domnul Gheorghe Pop, actual senator. Lucrurile pentru Senat sunt mai simple. Avem de-a face cu doi contracandidați, unul care este momentul de contări, o decontare politică, care după 4 ani de zile trebuie să vină să răspundă de ce pe Valea Someșului n-avem abatoare, fabrici de lapte, unități de procesare legume și fructe, pe care țăranii în această țară le cer și fără ele mor din punct de vedere comercial. Dacă are răspunsuri pentru aceste probleme, le va da și țăranii îl vor judeca și vor judeca pe cei care au condus acest județ și aceste colegii electorale până acum. Deci lucrurile sunt foarte simple. Eu vin cu un program politic în care am răspunsuri, am și soluțiile financiare care există în teritoriul, în acest județ, pentru aceste zone. Nu-i cunosc pe cei doi contracandidați. Dacă o să mi se ofere ocazia, evident, și vom discuta pe problemele pe care le au oamenii în acest colegiu, le vom aborda și lucrurile foarte simple. Eu, de fapt, n-am nicio luptă de dus cu domnul Pop sau cu domnul Stanciu. Am de dus cu problemele pe care oamenii în acest colegiu le au, cu promisiunile care s-au făcut în ultimii 8, 10, 12, 20 de ani de zile, neonorate pentru acest cetățean român. Și atunci, cred că a venit un moment în care factorul politic trebuie să mai și plătească din facturile istoriei și să-și deconteze politic cu electoratul aceste promisiuni sau nerealizări pe care le au în acest moment. Situația mediului rural este jalnică în momentul de față, satul românesc este fără perspectivă, iar un senator, un deputat într-un colegiu, dacă timp de 4 ani de mandat nu se apleacă pentru a răspunde unor probleme inerente cu care se macină viața de zi cu zi a unui țăran, înseamnă că nu și-a făcut datoria și că e momentul ca el să lase la o parte și să vină oameni care pot, au răspunsuri, au capacitatea de a le putea da aceste răspunsuri. În privința domnului Stanciu, dacă o să avem ocazia să ne întâlnim în această campanie electorală, m-aș bucura să avem dezbateri pe programul meu politic și pe al dânsului și să vedem care dintre cele două programe politice pot răspunde așteptărilor pentru acești alegători, pentru Zălăuani, dacă suntem la Zălău astăzi aici, sau pentru Jiboani, sau pentru țăranii din Bălan, din Dragu sau din alte comune, dacă este vorba de mediul rural. Lucrurile sunt extrem de simple, după mine, pe această zonă. Dacă vom putea să discutăm, acestea sunt lucrurile care trebuie rezolvate. La Zălău, eu am un program politic în care îmi propun să cobor, să reduc factura alimentară a fiecărui zălăuan într-o lună de zile din momentul în care am ocazia, din punct de vedere politic, să-mi duc un mandat înainte pentru a putea reduce o factură alimentară pentru zălăuani. Un zălăuan, la ora actuală, și un jiboan are două mari probleme în această iarnă care vine, iarnă grea. Factura la alimente, cu alimentația, și factura de energie. Ei bine, eu am răspunsuri în programul meu politic pentru aceste două probleme pe care de 20 de ani de zile factorul politic nu le-a înțeles. Am făcut drumuri în mediul rural și canalizare, o zonă de mare corupție, și vă spune un om care a dus din afara spectrului politic peste 10 milioane de euro în acest județ, din Benesat, vorbesc de programe de canalizare, vorbesc de drumuri forestiere, drumuri agricole, vorbesc de centre de informare turistică din Românaș până Horatul Craznei, Pericei, Nușfalău, Românaș. Deci ca un om din zona de fonduri europene, am făcut de fapt în această țară și în județul ăsta drumuri
pentru țărani care nu o să mai fie să umble pe ele. Am făcut canalizarea în comune, unde avem un fenomen în care țăranul a fost uitat de către programul politic în acești ani de zile. E bine, când construiești o strategie politică, înainte de toate, orientezi banul către om, ca persoană. Este un caz celebru în Europa de eșec din punct de vedere politic și economic, cazul Portugaliei, în care Portugalia, în loc să îndrepte banii spre oameni, i-a îndreptat spre infrastructură, că n-aveau drumuri, acum 20 de ani de zile. Astăzi este în colaps economic. În același moment, o altă țară, mult mai echilibrată, Irlanda, a orientat banii și aveau nevoie de drumuri, dar nu i-au dus spre drumuri, spre infrastructură, i-au dus înspre oameni. Din punct de vedere economic, Irlanda astăzi este mult mai bine decât Portugalia. Este un exemplu școală. Dar de cum cu aceeași... Mai bine. Nu, din punct de vedere economic, este vorba de o altă boală din punct de vedere socioeconomic, dar nu vorbim de Spania, de Italia, de Portugalia, care sunt în fața unui colaps ca și Grecia. Aici este vorba de o decizie politică în care cu puțin bani pe care ai la dispoziție, să-i poți orienta în direcția potrivită pentru societate. Iar școala, pe care o vedem, adică exemplele de eșec sau de reușită la nivel european, să-ți servească ca și exemplu, ca să poți orienta banii acolo unde trebuie. Mergeți în mediul rural, aveți cămine culturale făcute, dar nu mai aveți activități culturale în cămine culturale, dar am investit sume enorme de bani în cămine culturale. Avem after school făcute pe măsura 3-2-2, dar nu mai avem copii mulți în mediul rural. Avem canalizare, dar oamenii se debranșează de la canalizare. Ce am făcut? Am orientat, de fapt, sume enorme de bani în loc spre direcții nepotrivite, în loc să orientăm spre tineri, că, de fapt, omul înseamnă banul. Orientează spre om, cum a făcut Irlanda, și vei duce bani în mediul rural. Este o altă filozofie, din păcate, una mai nordică, în care europenii din zona nordică au gândit alt mod de distribuția banului, deși și acolo e nevoie de drumuri, de canalizare și de altele. Nu spun că nu e nevoie de drumuri, Doamne ferește! Este vorba de a prioritiza modul în care merg banii într-o direcție sau alta și vorbiți cu un om care în materie de fonduri europene, asta este viața mea. Bun, a fost la guvernare mult timp și partidul PDL în ultimii 4 ani a fost la guvernare. Partidele politice trebuie să-și deconteze politicul electoratul în această campanie, neajunsurile și plusurile. Este momentul. Eu vorbesc prin prisma unui om care n-am făcut politică, pe mine să mă decontați din punct de vedere politic și dumneavoastră electoratul, pe baza ce am făcut în acest județ Sălaj, pe baza programului meu politic, care se cunoaște. Ca să revenim la Colegiul 2 Senat, acolo mai există un candidat care va conta de data asta, între 10 și 15% se bănuiește sau se estimează, e vorba de candidatul UDMR. Sigur, nu-l cunosc pe candidatul de la UDMR. Domnul Ciocă de la... Am auzit de numele dânsului. Sigur, aici vorbim de un candidat care vine să culeagă votul de UDMR pentru alte zone ale județului. Deci, ca atare, nu intră în ecuația mea, să zicem, din punct de vedere politic, pentru că nu are șanse reale de a, nici măcar în partea teoretică, de a intra într-o loterie de care vorbeați la început. Este posibil, totuși. Sigur. 15% este posibil. Dacă spuneți că teoretic este posibil, dacă domnul candidat al UDMR are un program politic pentru mediul rural mai bun decât al meu, cred că electoratul îl va putea judeca. Aici nu vorbim de partide. Cred că România are nevoie de oameni cu o forță politică proprie în primul rând și apoi forța politică a partidului care să aibă idei, programe politice. În cazul meu, cred că cartea pe care o lansez la Zalău miercuri viitoare poate constitui pentru orice ministru al României, de stânga sau de dreapta, un program de guvernare pe agricultură pentru a putea da un răspuns problemei țărănești din România. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Rotisorul Politic, vă reamintesc astăzi cu domnii Romeo Benc și Avram Fițiu. Ați discutat despre intențiile dumneavoastră, ați discutat despre ceea ce credeți că ar trebui să se întâmple. Oare să vă creadă și oamenii? Nu s-au săturat de atâta vreme de politică, de candidați, de promisiuni? Domnul Săuca, dacă nu ești capabil să creezi încrederea oamenilor în persoana ta, n-ai ce să cauți în candidatură.
Eu îmi doresc foarte, foarte mult ca de data asta la aceste alegeri parlamentare să conteze foarte mult și omul, nu numai formațiunea politică care îl susține. Sigur, armata politică, ca să mă exprim așa mai militaros, este extrem de importantă. Din păcate, încă la noi în județ și cu preponderență pe Colegiul Jibău, este extrem de influențabilă de comandanții acestor armate. Primari, consilieri, repet încă o dată, cred că am mai spus lucrul acesta. Dar totuși eu am încrederea în oameni că de data aceasta, având în vedere, repet, faptul că o parte dintre contracandidații mei au mai fost contracandidați, unii au reușit de un mandat sau de două, lumea să-și dorească altceva de data asta. Deci să judece la rece faptele fiecăruia, comportamentul fiecăruia și de data asta să voteze din conștiință mai tare decât din culoarea politică. Bineînțeles, va veni campania electorală în care eu am spus câteva lucruri aici. Am foarte multe de a le explica oamenilor în folosul lor, foarte multe proiecte. Mă gândesc, în primul rând, eu sunt de meserie inginer silvic și am masterat în protecția mediului, deci mă pricep la aceste două lucruri. Silvicultura și protecția mediului merge mână în mână cu agricultura. Da? Exact ce spunea colegul meu, domnul Fițiu. Sunt foarte multe lucruri care s-ar putea face pentru satele românești. Iar pentru orașul Jibou, ca să mă refer și la orașul Jibou, care este extrem de important în actuala conjunctură, domnule, orașul Jibou, dacă dumneavoastră vă aduceți aminte, în 1968, parcă s-au înființat județele, era cât pe ce să devină capitala județului Sălaj. Nu știu dacă știți. Am auzit. Ați auzit, bun. Deci orașul Jibou, atât de bine amplasat strategic, cu Someșul lângă el, cu pădurile care îl înconjoară, cu lunca Someșului, cu întreprinzătorii locali, domnul Săuga, nu sunt de neglijat. Deci sunt foarte importanți întreprinzătorii. Mie îmi place să le zic agenți economici. Toate acestea trebuie să contribuie la un tot unitar spre binele comunității, mă înțelegeți dumneavoastră. Deci eu sunt de principiu, domne, banul trebuie să rămână în comună sau în comunitatea locală. Jibou are nevoie, în primul rând, de o centură pentru protecția mediului înconjurător, mai ales de o centură ocolitoare a orașului. Mă înțelegeți dumneavoastră? Jibou încet, încet va deveni un oraș semi-industrializat, mă înțelegeți? Are nevoie mare de o centură ocolitoare, având în vedere balastierele care sunt în zona Jiboului, construcțiile care se fac acolo și traficul greu trebuie deviat neapărat din orașul Jibou. Este părerea mea. Observația mea personală, ca unul care am lucrat pe proiectul meu de masterat în zona Jibou-Someșu-Dorhei. Mă înțelegeți? Deci astea sunt lucruri pe care în campania electorală, sigur, acum probabil că politizez prea multe emisiunea și mă opresc aici, vor trebui spuse. La finalul ei, din păcate. Vă rog, domnule Fițiu, foarte scurt. Eu cred că țăranii mei din acest județ o să poată să înțeleagă mai ușor un țăran printre ei decât un domn printre ei. Cred că viața mea, care s-a petrecut în mare parte în satul românesc, îmi permite să vorbesc în limbajul țărănesc pentru locuitorii satului românesc, iar pentru cetățenii Zalăului și ai Jibăului, care mare parte provin din mediul rural, cred că am un limbaj în care să pot fi înțeles mult mai ușor pe problematici care îi preocupă și pe ei, cele de zi cu zi. Ultima întrebare foarte scurt, răspunsul, cât credeți că veți obține ca și scor? Este mare așa. 30%. Da, cred că în jur de 30% este ținta pentru care trebuie să ne batem. O să ne aducem aminte după alegerile din 9 decembrie despre aceste declarații. Vă mulțumesc pentru participarea la o nouă ediție a emisiunii Rotisorul Politic aici la Radio Transilvania Zalău. O zi bună în continuare tuturor. La revedere!